Doamnelor și domnilor, n-am mai fost de mult în compania sportivilor. Într-o perioadă, Dan Stănescu alături de mine realiza viața sportivă a municipiului. Astăzi e la Roma 24 ca invitat, om de sport, campion, știți cu toții. Bă, să-i fac eu introducere. Dan Stănescu, bună seara, bine ai revenit la noi. Bună seara, bine v-am regăsit. Aici mă simt ca și acasă, într-un mediu ospitalier și un mediu familial. În primul rând, al doilea aspect, nu degeaba am venit în seara asta, am venit să descriu un eveniment național care s-a desfășurat la Târgu Neamț. Vorbim aici despre trofeul Steelman, ediția 13-a, organizat de domnul Mosor Gligor, președintele clubului Steelman, bineînțeles, alături de Federația Română de Culturiști și Fitness, parteneriat național, precum am menționat, arbitrajul a venit din partea Federației, tot ritualul s-a desfășurat după regulile Federației Române de Culturiști și Fitness și cu largul aport al, să zicem, ramurii de tineret și sport a județului, a Consiliului Județean. Tot evenimentul coagulându-se într-o competiție, precum am spus, pe scară largă, în care au participat 150 de sportivi, ceva de genul acesta. Dar dintre toți care, au fost naționali. Nu, noi am venit în echipă și cu un sirlanchez din Roma. Noi, romașcanii, ne-am dus într-o echipă mai, să mixtă. Zicem, mixtă așa. Ceana Camulat Hara, care se antrenează cu noi la sală și care a fost și el alături de noi și a participat efectiv, care a dat o lecție de viață, ca să spun așa, pentru că nu e facil ca venind dintr-o altă țară să te integrezi într-o comunitate romașcană și să mergi alături de ceilalți în competiții. Deci a fost din partea lui o dovadă de curaj și de să zicem, bune intenții în ceea ce privește ramura sportivă, el practicând sportul ăsta alături de noi de vreo an și jumătate, venind la sală constant. Dar cum e o barieră lingvistică aici, adică nu vorbește limba română? Mai vorbește și limba română, noi comunicăm mai mult în engleză, ne înțelegem mai bine în engleză. Vorbiți până vă dorm mâinile. Da, corect. Cert este că are ambiția de demonstra chestia asta, postingul lui chiar a fost impresionant pentru un începător. Chiar la categoria lui fiind vreo 10 sportive a ajuns în finala de 6 și a ocupat locul 6 în finala respectivă la una din probe, iar la altă probă la culturism 80 kg a luat locul 4. Nu era asta la prima participare. De menționat că din echipa, să zicem, celor din Roma în prezență acolo, Daniel Netedu, un puș de 17 ani, a câștigat categoria lui. Cel mai frumos aspect și cel mai, să zicem, impresionant și de toată lauda Sorin Sprânceană, care a fost campionul absolut al competiției și care a dominat categoria 90+, având un competitor la fel de valoros, Emilian Știrbu. Într-adevăr, a fost un spectacol în toată regula. Scuză-mă că te întrerup, mai puțin vorbim despre asta, de obicei tu te ocupi de prezentarea, eu sunt cumva în off, sunt în spatele camerei, data asta am șansa de a pune câteva întrebări. Toate aceste competiții pot fi văzute undeva? Adică înțeleg că romașcanii sunt dintre ei și interesați să urmărească. Din fericire, toată competiția a fost transmisă live. Din păcate, nu știu câți la sută dintre cei din zona noastră au urmărit evenimentul. De asemenea, în general, naționalele, competițiile naționale sunt transmise live, nu se pune problema. Deci e bine de știut pe viitor, da. Cine dorește poate urmări. Într-adevăr, este un sport care necesită multă muncă, dat fiind faptul că vorbim de o schimbare a corpului, o dinamică a corpului și o acuratețe în ceea ce înseamnă armonia foarte mare, implică dietă, implică exerciții specifice de izolare, de dezvoltare musculară. Bine, și muncă mentală foarte, păi, foarte fără mult. Psihic în spate nu prea reușești niciun domeniu, nu numai doar în domeniul acesta. Dacă nu ai voință, ai clacat din start, nu ai ce căuta în ramurile acestea sportive. Dar faptul care
m-a marcat pozitiv la acest eveniment a fost faptul că au fost foarte mulți tineri. Mult mai mulți decât în ediția precedentă. Noi am participat și anul trecut și cu rezultate frumoase. Eu, de exemplu, am concurat la două categorii, la BB Classic 171 am luat locul 4, iar la 80 culturism, 80 de kilograme, deși am doar 65 de kilograme, am luat locul 2. Tu ești ca furnica, înțeleg, adică... Da, nu, pentru că aici contează foarte mult estetica și, într-adevăr, acolo când te duci, concurezi cu oameni foarte bine pregătiți. Eu nu sunt, ramura mea sportivă nu e chiar culturismul, ramura principală. Da. Eu mai având anterior un titlu de vicecampion național și la Cupa Federației, vicecampion la Cupa Federației. Ne întoarcem puțin la competiția de la care te v-ați întors acum și de care începuți să vorbești. Spune-ne, te rog, despre ce s-a câștigat. Deci, cel mai bun sportiv al competiției, Sorin Sprânceanu, din Roman, arhicunoscut, antrenor foarte bun, sportiv deosebit, dedicat, caracter, nu mai spun, pentru că este un om care rar ai să-l vezi public să se afișeze, sau el stă acolo și muncește, duce o muncă de Sisif constantă la sala Ozer Golden a domnului Jean Axoi, sală la care mergem cu toții și acolo ne pregătim nu doar în sportul de estetică, și echipa de powerlifting a CSM Roman, tot în zona respectivă își desfășoară activitatea. Chiar vreau să menționez că noi vom pleca săptămâna viitoare la campionatele naționale de împins de înculcat cu o echipă formată din 7 sportivi, conducătorul lotului fiind Alexandru Dascălu, cum bine este știut că el este cel care antrenează în moment echipa, alături de cei vechi și cei noi, și aici îl menționez și pe Cătălin Bandol și pe George, care a fost și în anii precedenți, dar avem și niște tineri mai noi care vor intra în competiție și vor concura alături de noi. Cum vezi, vin mai mulți, sunt mai interesați tinerii față de anii precedenți? Proporția echipei noastre, să zicem, 4 sunt tineri, 2 suntem, sau 5 sunt tineri, 2 suntem mai trecuți de 50. Ok, când spui tineri, la ce vârste? 15, 16, 17, serios? 20? Serios? 15 ani încep? Da, îl avem pe Ianis, îl avem pe... sunt copii tineri, Ciprian... Care își dau interesul și absolut că pentru tineri. Să fim realiști, la un campionat național nu te duci doar de dragul de a fi prezent acolo, că atunci nu se mai justifică. Te duci să lupți. Ca să lupți trebuie să te pregătești. Ca să te pregătești trebuie să ai voință, trebuie să ai răbdare, trebuie să evoluezi în timp și să dai randament. Practic, asta implică sportul, educarea. S-a schimbat ceva față de anii din urmă în ce privește, nu neapărat componența echipei, ci modul în care vă prezentați la competiții? Pentru că înainte vreme mergeați ca fie independenți, fie... Nu, anterior clubul a fost ACSMTB, unde eram vicepreședinte și eu înființasem secția. Acum, trecând în... curtea CSM-ului, suntem aceeași echipă, mult mai închegați, mult mai bine organizați și cu antrenamente la fel de riguroase și, după cum știți, la fiecare campionat național noi am venit cu rezultate foarte bune. Dat fiind faptul că federația noastră, care este la Alba Iulia și condusă de domnul Panazan Ovidiu și domnul Cazacu Sorin, vicepreședinte, e o federație destul de puternică care de la an la an crește, ca și număr de cluburi, ca și număr de sportivi, ca și calitate tehnică, să zicem, din toate punctele de vedere. De fapt, chiar acum o delegație a powerliftingului românesc a fost la campionatele mondiale, unde s-au obținut și medalii mondiale, dat fiind faptul că pregătirea domnului președinte Panazan Ovidiu ca și antrenor federal a dat rezultate prin domnul Lupaș Florin, care a câștigat la categoria plus 120 de kilograme. La fel și domnul Cazacu Sorin, un foarte bun arbitru, antrenor sportiv, încă în activitate. Deci sunt oameni de la care putem învăța oricând câte ceva, fără probleme. Doar să avem voință și să avem răbdare. Voință și răbdare, câte ore, câte zile pe săptămână, câte săptămâni pe an lucrezi pentru o competiție? Deci 5 zile pe
săptămână antrenamente, tot am, fără pauze, de doar când mergem la competiții nu ne antrenăm pentru că efectiv nu avem cum. În rest, Alexandru Dasculu se ocupă de lot, el implementează programele pentru toți, noi aplicăm ceea ce trebuie aplicat, el fiind și profesor de sport, fiind și la sportiv de performanță și în judo, fiecare dintre noi a făcut mai multe sporturi și de aici da. Abilitățile noastre de a comunica pe mai multe ramuri, știi? Și a dezvolta aspectele acestea de tehnică, de anduranță, de estetică. La noi trebuie, ca și în alte sporturi, de fapt, nu doar la noi. Există un cântar oficial, tu trebuie să te încadrezi în greutatea respectivă, trebuie să faci niște sacrificii, faci niște calcule, când ai să te lupți tu cu cei din echipa ta, ci să așezi lucrurile în așa mod încât să meargă în celălalt echipă. Da. Da, deci, oricum, ce vreau să subliniez, la Roman sportul este totuși îndrăgit și sunt o groază de ramuri sportive, dar de această dată am intenționat să subliniez această competiție pentru că a fost una destul de reușită și cu rezultate deosebite pentru romașcani. Mai subliniez încă o dată câștigători Sorin Sprânceană, Daniel Netedu, dar și Cianaca Madhusanaka, care a participat și care a dat dovadă de curaj și de pricepere din toate punctele de vedere, toată stima din partea noastră. Ca și cuvânt de încheiere, nu o să-mi aparțină mie, bineînțeles, și invitatului meu, Dan Stănescu. Pe el îl știți, l-ați văzut cu siguranță de mai multe ori, aproape după fiecare competiție vine și dă un fel de dare de seamă, un raport al activității. Mi se pare corect să facem câte un feedback. Totdeauna am venit împreună cu ceilalți colegi. Exact. De data aceasta nu s-a putut, din cei care au participat la competiție, zic măcar să vin să trec în revistă, pentru că și așa, în urbea noastră nu prea vedem multe, să zicem, extrapolări pe ramurile sportive în ultima perioadă și ar fi păcat să copiii ăștia au muncit și chiar merită menționat și chiar merită apreciați pentru efortul depus. Și nu în ultimul rând, Sorin Sprânceană, jos pălăria, cel mai bun a fost la acest concurs. Aceste rapoarte, nu știu cum să le spun, sportive ale tale, au totuși la undeva acolo și un imbold, un mesaj, un îndemn pentru... Păi imboldul și mesajul este atât de simplu, dar atât de actual. Mergeți, faceți mișcare, în fond nu există lucru mai important decât sănătatea. Că ceea ce privește rezultatele sunt confirmarea muncii, dar câștigul major este în latura cealaltă. Educare, sănătate, mens sana in corpore sano. Minte sănătoasă, în corp sănătos. Dan Stănescu, mulțumesc foarte mult pentru că ai fost prezent în seara asta aici. Mulțumesc și eu pentru invitație și oricând cu mare drag alături de tine și de romașcani ca să încercăm să propagăm sensul mișcării în orașul nostru.